Apoi mai avem un misionar în dieceza de Boache, mai exact în localitatea Gebonoa, în mijlocul coastei de Fildeș, și el își desfășoară activitatea de 11 ani în acea zonă. Apoi mai avem în momentul de față trei preoți în Ecuador, în arhidieceza de Guayaquil, și mai exact sunt două comunități pe care ei le păstoresc, Santa Lucia și apoi San Bartolomeu. Părintele Blaș Bartolomeu, care a fost primul misionar în Ecuador, și-a încheiat mandatul după 10 ani de zile, iar el acum, în momentul de față, a patra zonă de misiune, el a inițiat o altă misiune în Panama, mai exact în dieceza Boca del Toro. Patru zone de misiune în care sunt moldoveni, preoți din Moldova. Ne întoarcem în Kenya, părinte Eugen Blaj. Povestiți-ne un pic care este situația catolicilor de acolo. Câți catolici, câte dieceze sunt? Numărul credincioșilor catolici în Kenya este în creștere. Mereu se creează noi parohii și noi dieceze. În actualitate sunt 29 de dieceze în Kenya și noi lucrăm în diecezele noastre în acest proiect de colaborare, nu? Dar e o muncă, cum se spune, în care biserica locală se implică foarte mult de evangelizare pentru ca numărul de credincioși să crească, pentru ca lumea să cunoască pe Dumnezeu unul și întreit și să aibă parte de o viață mai demnă. Este foarte implicată, să spun așa, în serviciile sociale și în progresul acelor comunități care sunt în grija diecezii noastre. Dar cam câți, procentual, câți catolici avem? De catolici? Sau creștini, sau știu eu. Un procent exact nu aș putea să spun, să nu greșesc, dar oricum sunt majoritatea creștini în Kenya, apoi sunt religii tradiționale, apoi religia musulmană, ca și număr, să spun așa, nu de credincioși. Religiile tradiționale sunt multe, câte triburi sunt, atâtea religii tradiționale sunt, sau poate chiar mai multe. Și dacă ar fi să faceți o comparație, dumneavoastră ați mers acum 16 ani în Kenya, cum era situația atunci și cum este acum, ce s-a transformat în timpul acestor ani? Este o creștere, este un progres în toate sensurile, atât religios, spiritual, cât și din punct de vedere material. Comunitățile au crescut și numărul de comunități au crescut, pentru că e vorba de o transformare. Cel puțin Kenya, în ultima perioadă, la ultimele alegeri, s-a dat, cum să spun așa, nu, Constituția nouă, care schimbă sistemul centralizat în un sistem semifederativ, și lucrul acesta a permis, cel puțin acum la început, fonduri mari pentru dezvoltarea acelor zone care nu au fost dezvoltate, și așa guvernul se face mult mai prezent în programele de educație, școli, programele de sănătate pentru dispensare, personal. Sperăm să dureze, să aibă fonduri, să poată să mențină aceste servicii, pentru că înainte era toată greutatea pe umerii bisericii, era biserica aceea care oferea serviciile acestea, și cel puțin cei care sunt dinainte recunosc că dacă nu ar fi fost biserica, nu ar fi avut parte nici de educație, nici de sănătate, nici de alte servicii publice pe care lumea le-a primit prin mijlocirea misiunilor. Sunt mulți misionari care lucrează în zona dumneavoastră. Mai e nevoie de misionari? Până acum numai misionari au fost acolo, în zona aceea din deșertul Cialbi, pentru că e nouă credința. Sărbătorim acum 50 de ani de la sosirea primului misionar acolo în Maicona. Dieceza a fost creată în 64, în 62, practic, în 1962. Relativ tânără. Primii misionari acolo, prima dată când aceia au intrat în contact, să spun așa, cu biserica, cu credința creștină. Sunt încă comunități care nu sunt atinse de biserică sau de creștinism, chiar și în zonele noastre, pentru că sunt nomazi, e destul de greu, nu sunt accesibili, destul de greu de ajuns la ei, și
de aceea, deși prezența este de 50 de ani acolo a diecezei, încă mai sunt locuri în care biserica are nevoie de mult efort pentru ca să se facă prezentă, pentru ca să fie acceptată, să poată să predice cuvântul. Pe dumneavoastră vă ajută, cum spunea părintele, un alt părinte, Isidor Mărți, da. Dar vă ajută și laicii. Care e rolul lor? Sunt laici, de la noi am avut laici misionari, actualitate nu avem laici misionari cu un angajament, să spun, pe 2 sau 3 ani, așa cum un mandat misionar, dar sunt laici locali de acolo, cu care fac o echipă atât pastorală cât și de servicii sociale și angajați misiunea la fel care fac parte din echipă pentru o funcționare, să spun, normală sau... ca să funcționeze bine toate serviciile, misiunii pe care le oferim lumine acolo, atât catolic cât și necatolic, să spun. Au fost și laici din Moldova care au mers în misiuni. Chiar de la început au fost două persoane laice, un asistent medical și apoi o educatoare care au mers în coasta de Fildeș și au desfășurat activitatea împreună cu preoții noștri misionari. Mai târziu au mers trei laici în Maicona, alături de părintele Eugen Blaj, o persoană care a fost în cadrul medical, cea de-a doua a fost în un cadru în educație, care s-a implicat și apoi a fost un tânăr care efectiv a lucrat la buna întreținere a misiunii și a desfășurat o activitate pur practică. Adică nu trebuie să fie neapărat o pregătire profesională deosebită. Poate să fie pur și simplu o inițiativă deosebită și o implicare expresă în tot ceea ce înseamnă nevoile misiunii. Dar pentru câți ani au mers ei? Cei trei care au plecat ultima oară ca și mandat de plin au fost pentru 2 ani de zile. De fapt, în marea parte, pentru un mandat misionar în mod de plin, cei care se angajează trebuie să se angajeze pentru 2 ani de zile. Cu alte cuvinte, i-a oferit 2 ani din viață pentru a sluji acolo în misiuni, fiecare asistent medical, fie, știu eu, un... Toți au oferit 2 ani de zile. Chiar mi-am adus aminte acum că este o persoană care a mai vizitat, dacă mi-aduc bine aminte, părinte Eugen, misiunea, o profesoară care din când în când merge și mai vizitează misiunea, tocmai pentru că a rămas acolo cu inima. După ce te angajezi ca să oferi din timpul tău pentru Dumnezeu, pentru aproapele, este imposibil să nu rămâi marcat. Și acest entuziasm pe care îl prinde cineva, îl marchează pentru întreaga viață. De fapt, și cu ceilalți cu care am mai vorbit, abia așteaptă să se întoarcă înapoi. Totul, în schimb, depinde și de posibilitățile financiare, pentru că a ajunge în misiuni nu este chiar atât de ușor. Sunt niște costuri care sunt presupuse, în primul rând biletul de avion, în al doilea rând sunt drumurile din nordul Keniei până în Nairobi, capitala pe care o are Kenya, și, într-adevăr, sumele sunt destul de mari. Plus întreținerea, pentru că, mergând în misiune, ai nevoie și să te întreții. Nu poți cere localnicilor ca să te întrețină atâta timp cât mergi ca să faci o muncă voluntară și să-i ajuți pe cei care sunt în nevoie. Dar au fost laici care au mers nu numai în Kenya, ci și în coasta de Fildeș? Au fost și în coasta de Fildeș, deci chiar și în Ecuador a fost un laic, nu trimis cu mandat misionar, a fost o activitate voluntară din partea lui, a mers și a construit efectiv, a lucrat atât la construcția bisericii din comunitatea din San Bartolomeu, cât și la casa parohială și la complexul pe care îl are parohia. Care e programul unui misionar într-o zi? Adică programul dumneavoastră, în cele din urmă. Este destul de variat de la misiune la misiune, dar programul meu, într-o perioadă am avut adorație, să spun, de la 6:30 până la 7:30, apoi urma liturghia. Dar în ultimul timp am introdus adorația perpetuă. Sfântul Sacrament este expus 24 din 24 și lumea care are posibilitatea să vină, să facă rugăciune, să se deschidă lui Iisus, să intre în comuniune cu El, poate să vină la orice oră din zi sau din noapte. Na, este expus Sfântul Sacrament. Avem liturghia în fiecare zi, la ora 7:30 în misiune, în filialele din apropiere, în fiecare zi. Liturghia este la ora 5, după amiaza. Cum suntem doi preoți, duminica mergem și în filiale mai îndepărtate,
Și de câte filiale vorbim sau de câte localități sau grupuri la care ajungeți dumneavoastră, câte sunt? E mai greu de spus în conceptele noastre filiale, eu le numesc arhipelaguri pentru că sunt zone pastorale cu multe locuri unde avem servicii sociale sau locuri de slujbă, nu? Unde celebrăm Sfânta Liturghie. Nu le numesc filiale pentru că nu au un consiliu parohial. Dar ele sunt pe o suprafață foarte mare, bănuiesc, nu? Sigur că da. De aceea sunt zone pastorale. În zona din Maicon avem 14, să spun așa, comunități mici, dar 7 mai îndepărtate și în fiecare zi mergem la una dintre ele pentru a face liturghie și venim înapoi în misiune. Însă în zonele celelalte, cum ar fi zona din Badahuri, care era 60-70 de kilometri distanță, și acolo sunt 7 comunități chiar mai îndepărtate decât cele din jurul Maiconii, la 15-20 de kilometri, și aceasta înseamnă, ce știu, o oră sau mai bine de mers cu mașina, pentru că nu sunt drumuri. Și avem o casă unde stăm acolo în centru, să spun, aceste zone pastorale, și zilele care sunt necesare se rămâne acolo, în casa misiunii, și se merge în jur, în acele filiale, să le spun așa, nu? Pentru... Revenim la programul. Deci am înțeles că la filialele apropiate mergeți zilnic, după aceea? Avem prânzul, cina și rugăciunea de seară acolo în comunități la ora 8 și e rozariu cu copii, activități cu copii în timpul pauzei de prânz. Copiii de la școală vin pentru că școala este pe terenul misiunii. Vin la misiune, sunt activități de joacă, întâlniri, vin grupurile pastorale ale misiunii. Vinerea fac întâlniri, sâmbătă fac întâlniri, depinde de grup, nu? Grupul de femei care aparține la o asociație de femei catolice din toată Kenya, nu? Aceștia se întâlnesc miercurea, depinde de grupul pastoral care este, dar parohia este structurată cu grupuri pastorale, atât cât privește vârsta lor, să spun așa, copii între 3-4 ani până la 10 ani, apoi alți copii misionari, să spun așa, nu, până la 14-15 ani, apoi intră în grupul de tineri juniori, apoi grupul de tineri seniori, dacă se căsătoresc, intră în grupul de femei sau de bărbați, nu? Apoi structura carismatică, cumva așa, nu, a parohiei, grupul care face adorație pentru ca să facă rugăciune, grupul care, cum să spun așa, e grupul de căsătorii, nu? De cei căsătoriți care se ocupă un pic pentru ca să întărească spiritualitatea căsătoriilor creștine, catolice, monogame, nu? Și așa căutăm să îmbogățim. Dar duminica e un program mai plin. Da, este, pentru că e cum să spun, deși nu a ajuns rădăcinile culturii gabra, a credința creștină, totuși se simte un pic o diferență între ziua de duminică și celelalte zile. Și e liturghia solemnă, care e mai lungă, cu procesiuni, cu dansuri, așa cum se obișnuiește în Kenya. Și lumea e mai liberă, se socializează, copiii stau toată ziua în misiune, să se joace, în special părintele Isidor, care se ocupă de ei, într-adevăr le oferă multe posibilități pentru ca să petreacă timpul acolo în misiune și să se simtă bine, să se simte, cum se spune, îmbrățișați, bineveniți acolo în misiune. Misiunea trebuie să fie ca și casa lor de odihnă, casa lor unde întâlnesc pe Dumnezeu, casa lor unde îl descoperă pe Dumnezeu, casa unde ei se simt în comuniune. De fapt, am pus o regulă în special între copiii, că nu au voie să se bată, nu au voie să se ofenseze unul pe altul. Cel care face asemenea lucruri este rugat să iasă din misiune. Nu? Părinte Florin, am înțeles că este și un proiect în care misionarii sunt ajutați de către studenții seminariști, cei care vor ajunge preoți. Vorbiți-ne un pic despre proiectul acesta. Tocmai duminica trecută am avut această inițiativă de a le oferi mandatul misionar și au pornit deja doi către Ecuador.
au ajuns cu bine, mulțumim lui Dumnezeu. În fiecare an este și proiectul. Acest proiect, da, se desfășoară în fiecare an. Sunt câte doi seminariști care merg în fiecare loc de misiune, mai puțin în Boca del Toro, pentru că deocamdată nu am mers pe acest proiect. Sunt doi care merg în Kenya și vor merge împreună cu părintele Eugen Blaj. Apoi sunt doi care merg în Coasta de Fildeș și doi, cum spuneam, sunt deja în Ecuador. Avem acest proiect de câțiva ani buni cu Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași și în fiecare an sunt seminariștii aceștia care își oferă 6 luni din timpul lor, din anul social-pastoral, pentru a-i ajuta pe misionari. Activitățile lor sunt diverse, începând de la vestirea cuvântului, de la a predica, la a merge și a vizita comunitățile îndepărtate. De exemplu, în Ecuador, o parohie are 100 de comunități pe care un singur preot nu le poate acoperi, nu le poate vizita pe toate. Atunci, seminariștii își oferă din disponibilitatea lor, merg, vestesc cuvântul lui Dumnezeu și în același timp păstrează această legătură între comunitatea parohială și celelalte comunități care sunt răspândite pe întregul teritoriu al parohiei. Apoi, în Coasta de Fildeș, la fel, întinderele sunt mari, sunt aproximativ 45 de comunități administrate de părintele Gabriel Cimpoeșu și la fel, seminariștii își oferă din timpul lor, atât în timpul săptămânii cât și duminica, pentru a celebra cuvântul sau pentru a vesti cuvântul. În ceea ce privește Kenya, în schimb, e o altă diferență, având în vedere că pe lângă acest program, părintele Eugen îi implică chiar și în activitatea socială, umanitară, la construcția, le oferă efectiv responsabilitatea de a se implica în construcția de grădinițe, de școli, în administrația anumitor proiecte și ne bucurăm că acești seminariști, într-adevăr, pot să lucreze atât de frumos pentru misiune. Care sunt cele mai mari bucurii ale dumneavoastră ca misionar? Aș putea să spun, nu numai decât cele mai mari, dar cele mai profunde, este când văd că, într-adevăr, comunitatea creștină trăiește conform principiilor creștine, pentru că e diferență mare între cultura tradițională și cea pe care o purtăm noi acolo. Când, într-adevăr, grupuri mari, fie de tineri, de copii de școală primară, și mame în special primesc botezul după o perioadă de pregătire. Astea sunt satisfacții mari, să spun așa, sunt consolări, mânghieri pentru misionar. Apoi, fără îndoială, când este reușită unor proiecte, nu? Pentru că întotdeauna sunt fel și fel de sfidări, de piedici, nu toate merg așa cum am dorit noi să meargă. Și de aceea, spunem, bucurile cele mai profunde sunt când, într-adevăr, văd că lumea se deschide credinței în Hristos, este cel mai important, de fapt, toate celelalte vin, cum se spun, implicate, pentru că așa este filozofia noastră, credința noastră, trebuie să dai omului tot ceea ce are nevoie, dar cel mai important este credința în Fiul lui Dumnezeu. Dar, iată, după 16 ani de experiență acolo, în Kenya, în Africa, considerați că noi, români, europenii, am avea ceva de învățat de la africani, ce anume? În ce sens? Aș spune, nu în sens politic, organizativ, dar din punct de vedere spiritual, religios, al vieții. Nu numai decât o învățătură, dar o colaborare poate să fie o îmbogățire reciprocă, nu? Pentru că și ei au valorile lor, care poate la noi erau în trecut, acum nu mai sunt sau poate nu au fost niciodată, să spun, se poate prinde ceva, se poate învăța nu în sensul progresului ca în știință, ci în sens de trăire, de orizont de înțelegere mai amplă, nu? Experiența de acolo, felul lor de viață, poate să ne dea idei și nouă pentru ca să știm să trăim poate simplitatea vieții de acolo, unitatea familiei. Sunt lucruri pe care le poți înțelege numai din trăire, nu atât din relatare. Ne aflăm la finalul acestei misiuni. Au mai fi fost multe lucruri de discutat. Ar fi fost să ne spuneți, părinte, cum sau ce trebuie să facă dacă unul simte vocația de misionar sau să vorbiți despre proiectele pe care le are oficiul pentru misiune. Ar fi multe de povestit din
din experiența dumneavoastră din Kenya, dar o facem cu altă ocazie, rămâne deschisă ușa televiziunii acestei emisiuni și dumneavoastră puteți veni pentru ca să ne mai povestiți. Oricum, vă mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră la această emisiune. Părintele Florin Sescu Petru a fost cu noi și părintele Eugen Blan. Și apropo, părintele Eugen, dacă ar fi să încheiem această emisiune mulțumindu-le telespectatorilor și luându-ne la revedere la ei, cum le-am spune în Swahili, mulțumesc și la revedere. Asanteni sana, kwaherini. Așa cum a spus părintele, dragii telespectatori, vă mulțumesc că ați rămas cu noi la această emisiune, la această ediție. La revedere pentru data viitoare.